Marfa a anunțat disponibilizarea 68 de persoane din județul Suceava. Am primit o notificare din partea Societății Naționale CFR Marfa privind intenția de a disponibiliza un număr de 68 de persoane în județul Suceava. Perioada de preconcediere începând cu luna iunie, respectiv pe data de 9 iunie, iar funcționarii noștri au început deja serviciile de preconcediere. Cei mai mulți salariați care vor rămâne pe drumuri sunt din municipiul Suceava, și anume 23, și din Dornești, unde vor fi dați afară 20 de salariați. Oamenii de acolo sunt îngrijorați de soarta lor, mai ales că unii sunt aproape de pensionare. CFR Marfa a mai concediat anul trecut doar în municipiul Suceava aproape 250 de salariați din cei 500. Reprezentanții AJU Femeile au trimis celor de la CFR o informare prin care le aduce la cunoștință faptul că pot accesa fonduri europene pentru a ajuta pe concediați să treacă mai ușor peste perioada următoare. I-am informat despre modalitatea de accesare a acestor fonduri pe care le acordă Uniunea Europeană în situația în care disponibilizează un număr mai mare de 500 de persoane. E un fond pe care îl pot accesa cu sume nerambursabile care se acordă special pentru reinserție profesională